Discutăm cu Cosette Chichirău, candidatul USR Plus la primăria Iași. Bine ați venit la interviurile Euronews. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Spuneți-ne, vă rog, care este planul dumneavoastră pentru Iași și ce vă recomandă la primărie? În primul rând, planul meu este să aduc bunăstare pentru o categorie mult mai largă de ieșeni. În Iași, să zicem, 5-10% dintre oameni o duc bine pentru că au locuri de muncă în industria IT sau în industrii creative. Iar locurile de muncă care erau înainte în industria grea, pe platforma CUG, cum au fost în mai multe orașe platforme de combinate de utilaj greu, locurile de muncă care erau în industria textilă nu au fost înlocuite de alte locuri de muncă în industrii moderne cu salarii mai mari. Ce mă recomandă pe mine? Eu, după facultate, în anul 2000, am plecat în Statele Unite cu o bursă. Am fost acceptată pentru un masterat în Business Administration, MBA, la University of Massachusetts, după care am continuat cu un doctorat în finanțe. A luat 5 ani doctoratul, dar în acel timp am și lucrat. Asta înseamnă că am mai mult de 10 ani experiență în finanțele mari și încă câțiva ani experiență în companii financiare mai mici și în antreprenoriat. Ce înseamnă asta pentru experiența mea și pentru ieșeni? Eu înțeleg structura de capital a investitorilor și ce opțiuni de investiții putem noi să le oferim. Experiența mea în finanțe internaționale îmi dă o calificare unică de a aduce în Iași mult mai mulți investitori de talie mondială și a crește foarte mult bugetul orașului. În plus, bineînțeles, vorbesc engleza fluent. Am locuit 16 ani în Statele Unite. I do speak English fluently. I can speak to ambassadors and CEOs. Ceea ce este cumva unic în administrația din România, de exemplu, Chirica stâlcește limba engleză, Alexe, partenerul lui, a stâlcit limba engleză oribil. Deci oamenii ăștia nu pot fi luați în serios de posibili investitori sau de ambasadori sau de oameni cu anvergură care vin să investească miliarde. Asta este cumva, este inima planului meu pentru Iași. Aduc foarte mulți bani în zona metropolitană Iași. Pentru Iași, sectorul de sănătate este absolut esențial. Avem premizele unui succes extraordinar în zona asta. Apoi, industrie importante în care am atrage companii ar fi industria chimică și a cosmeticelor, industria de mașini industriale, componente electrice și electronice. Cam în zona asta aș vedea economia Iașului dezvoltându-se, pentru că sunt practic produse cu volum mic și cu mare valoare adăugată. Noi încă avem problema autostrăzii, probabil vorbim un pic mai târziu în interviu despre asta. Bineînțeles, voi desființa niște departamente. Este în Iași în continuare departamentul Centenar, care are vreo 6 oameni. Centenarul a trecut în 2018, ăia nu fac nimic acolo. Mai degrabă ar atrage investiții sau ar atrage ieșeni înapoi. Deci, voi reorganiza primăria în primul rând. Povestiți-ne un pic și despre proiectele dumneavoastră de când sunteți parlamentar. Ok, a fost un mandat interesant cu legile justiției, Dragnea la pușcărie și toate astea. Alea au fost momentele cele mai exotice, să le numesc așa. Dar în ce privește inițiativele legislative, am inițiat o lege pentru transparență, transparența cheltuirii banului public, care încă stă la sertar. Cred că am depus-o în 2017. Și legea asta spune așa, că toate contractele, facturile și chitanțele trebuie făcute publice. La noi sunt foarte multe licitații unde se prezintă o singură companie și, bineînțeles, este o firmă de casă a unui partid, a unui primar, ea câștigă licitația, probabil vând la suprapreț, lucrări proaste. Nu este un mediu competitiv să ai o singură firmă care se prezintă la licitație. Ei bine, cu asemenea lege, cum am introdus eu, s-ar înjumătăți, sau cel puțin asta a fost experiența Slovaciei, s-ar înjumătăți numărul cu astfel de licitații defectuoase. Asta e un proiect anticorupție la care eu țin foarte mult,
Încă n-a ajuns, deși au trecut 3 ani, n-a ajuns să fie votat în Camera Deputaților, a fost respins de Senat. Chiar Șerban Nicolae a adus niște argumente ridicole, cum că, domnule, trebuie protejată identitatea celor care licitează, ca și cum nu cheltuim banul public, ca și cum cheltuim banii lui personal. Corupția din primărie este ajutată de Consiliul Local, pentru că Consiliul Local, sunt 27 de consilieri din toate partidele, votează schimburi de terenuri și vânzări de terenuri. Da? Și ce s-a întâmplat în primăria Iași? Consilieri locali, cei care votează autorizații sau schimburi de terenuri cu așa zis și investitorii imobiliari, cum este domnul Zămosteanu, care a fost ridicat de DIICOT, da? Consiliul local trebuie să voteze acele proiecte. Și consilierii locali care au votat astfel de proiecte au ei înșiși acum proiecte imobiliare aprobate. USR Plus va avea cel puțin o treime din consilieri și va bloca mizeriile astea de proiecte care se cătuiesc cu bugetul orașului. Practic, noi nu avem bani suficienți la buget pentru că se fac aceste mizerii de afaceri din care câștigă niște așa ziși investitori imobiliari, dau șpăgi la oamenii din primărie și orașul rămâne blocat. Deci, cu un consiliu local mult mai curat, noi vom putea bloca mafia imobiliară. Și în final, vă rog să le spuneți alegătorilor de ce vă doriți să fiți primarul Iașului. Oh, de ce îmi doresc să fiu primarul Iașiului? Mă doare sufletul când văd că Iașiul rămâne în urma altor orașe mari din România și din Europa Centrală și de Est. Avem aici premizele unei dezvoltări accelerate, reușim să atragem tineri în universități, avem terenuri, de exemplu, sunt sute de hectare pe fosta platformă Cug, Peșes Baclui, la Miroslava, către Domeș, către Volboca, pe care putem să facem industrie. Cu toate astea, majoritatea ieșenilor au salarii mici. Pe mine îmi doare sufletul când văd lucrurile astea. Și, bineînțeles, calitatea vieții este scăzută, nu doar salariile sunt mici, dar nu avem o infrastructură decentă, nu avem creșe și grădinițe, nu avem săli polivalente, nu avem evenimente culturale suficiente, nu avem o calitate a vieții suficient de înaltă. Vreau să fac curățenie în primărie, care este plină de corupție. Vreau să ne apucăm de treabă. Și pentru că țin așa de mult la orașul ăsta, am zis că trebuie să candidez, trebuie să se termine cu corupția și incompetența în orașul ăsta frumos.